Comisia Electorală Centrală a respins demersul Asociației Obștești Moldova Tânără privind acreditarea observatorilor naționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare de pe 30 noiembrie. Potrivit CEC, înregistrarea asociației a expirat la 4 aprilie 2014, iar liderul ei, Denis Doga, este membru și candidat pe lista electorală a PCRM. Comisia Electorală Centrală a mai menționat că la alegerile locale generale din 2011, CEC a anulat acreditarea observatorilor desemnați de către asociația respectivă, deoarece aceștia au obstrucționat activitatea structurilor electorale, au recurs la acțiuni violente și au manifestat ignoranță față de cerințele funcționarilor electorale în ceea ce ține de desfășurarea în bune condiții a alegerilor. De cealaltă parte, reprezentanții Asociației Obștești Moldova Tânără au menționat că în anul 2011 organizația lor niciodată nu a manifestat comportament agresiv și violent în calitate de observator.